Bună dimineața, copii! Sunteți bucuroși că sunteți aici? Așa, este zi frumoasă afară și voi ați ales să fiți aici cu noi și cu Domnul. Am o poveste tare frumoasă pentru voi în dimineața asta. Am să vă povestesc ceva despre un băiat pe care îl chema Sebastian. Și care era în clasa a patra. Deci avea așa cam vreo 10 ani. Are cineva 10 ani aici? N-are nimeni 10 ani. Nu-i nimic, că o să ajungeți cu toții la 10 ani. Nimeni nu stă la vârsta care vrea, vă spun eu. Nimeni nu stă. Toți mergem înainte. Băiețelul ăsta pe care îl chema Sebastian locuia la oraș și era în clasa a patra, mai avea puțin și termina școala. Ce faceți voi când sunteți aproape de terminarea școlii? Sunteți bucuroși? De ce? Că e vacanță, așa? Nu vă mai sculați dimineața să mergeți la școală, nu mai faceți teme, vă jucați toată ziua dacă vreți, puteți să dormiți, să vă uitați la televizor, să faceți ce vreți, așa? E, așa se bucura și băiatul nostru, Sebastian, că urma să vină vacanța și în fiecare vacanță, cel puțin o dată, o lună pe an, se ducea la bunica lui la țară. Voi nu știți treaba asta, dar să știți că și eu am experimentat treaba asta. Când luam vacanță, mă duceam la bunica, stăteam o lună la țară. Și ce putea să fie mai frumos decât să mergi acolo, să vezi curtea plină cu animale, cu găini, cu cocoși, cu rațe, cu... Voi ați fost așa într-o curte dintre asta? În care e plină de animale? Ați fost? Câte unii da. Dimineața mă duceam și strângeam ouăle, bunica zicea, du-te și strânge ouăle, că precis că găinile au făcut ouă astăzi. Duceam și strângeam ouăle, avea vacă și mulgea lapte, mulgea laptele de la vacă și beam lapte proaspăt. Ce putea să fie mai frumos decât să fie acolo? Cu în copaci, te urcai toată ziua în copaci, cine te ținea de la ceva? Era o fericire nemaipomenită să fii la țară. Ei, și Sebastian aștepta să ia vacanța ca să meargă la bunica. Și acolo la bunici mai avea și doi verișori. Unul era Cristi și unul era Marius. Unul era cam de vârsta lui, deci tot cam vreo 10 ani avea, și unul era puțin mai mic. Și vacanța a venit și Sebastian a plecat la țară cu părinții lui. Bucurie mare! Cum a ajuns acolo primele zile în toți copacii? Voi dacă v-ați duce la țară unde sunt copaci, v-ați urca în copaci? Da, sigur că da. Și cu animalele s-a jucat, și cu verii lui, și cu alți copii care mai erau acolo vecini. Și într-o zi, unul dintre verii lui, Cristi, zice, hai să mergem la râu să ne scăldăm. Să facem baie în râu. Ei n-aveau piscină, cum avem noi aici. Ia ascultă și tu puțin povestea, că e foarte interesantă. Și la sfârșit am să vă întreb, ce ați învățat voi din povestea asta? Că este ceva de învățat din poveste. Și au zis, hai să mergem la râu. Și au zis, da, hai să mergem la râu, să ne scăldăm. Și înainte să plece, s-au dus și au întrebat-o pe ei, i-au spus bunicii, noi vrem să mergem la râu. Și bunica a zis, ok, mergeți la râu și faceți baie în râu, dar nu uitați să vă întoarceți acasă înainte de a se întuneca, să nu veniți prea târziu. Să veniți pe la 8, cel târziu să fiți acasă. Păi noi nu știm când e 8, că n-avem ceas. Când vedeți voi că începe să se întunece, atunci veniți acasă. Ok. Și-au plecat. Și-au mers pe stradă și-au ocolit puțin pe niște străzi și-au ocolit, era o pădure acolo. Au ocolit pădurea și-au ajuns la râu. Bucurie mare. S-au dezbrăcat și-au sărit în apă și s-au jucat în apă și s-au jucat și s-au jucat și timpul trecea și ei se jucau mai departe. Și deodată Cristi și-a adus aminte că mama lui a spus să nu cumva se întâmple ca bunica să-ți spună ceva să faci și tu să nu faci. Că atunci o să avem de discutat. Și Cristi le-a zis la verii lui, începe soarele să coboare, nu credeți că ar fi timpul să mergem acasă? O, stai liniștit, a zis Cristi, am zis, Sebastian a zis, hai să mergem acasă, dar Cristi, vărul lui care locuia acolo, a zis, stai liniștit, că noi ajungem repede acasă, nici nu trebuie să-ți faci probleme de asta. Și s-au mai jucat în apă și-au mai sărit, au mai ieșit înapoi pe mal, iarăși au sărit și soarele a stat pe loc? Nu prea. S-a lăsat în jos, s-a lăsat în jos și deodată când ei s-au mai dumirit puțin, era de aproape întuneric. Zice, haide să plecăm, a zis Sebastian, trebuie să plecăm că mie mi-e frică acum. Am uitat să vă spun, când ei se duceau acolo spre lac,
spre râu, a văzut niște urme de animale și zice, astea ce fel de urme sunt aici? La care Cristi zice, a, sunt urme de urs. Și a plecat mai departe. Și el zice, trăiește urs pe aici? Aveți urși? Noi n-am văzut niciodată, dar băieții mai mari ne-au spus că sunt urși. Și a plecat mai departe, nici n-am dat importanță la asta. Ei, acum când trebuia să se întoarcă înapoi, parcă lui Sebastian și-a adus aminte că l-a văzut niște urme de urși. Și a început să-i fie frică și a zis, aoleo, ce ne facem dacă și urșii ies acum la plimbare și să se întâlnească cu noi? Și zice, hai de repede să fugim acasă. Și haide să fugim acasă, dar deja soarele se cobora prea jos și era puțin cam întuneric și Cristi zice, eu știu un drum, o scurtătură, mergem prin pădure. Și zice, dacă o luăm prin pădure, decât să mergem așa cum am venit, că noi am venit așa și am ocolit mult, tăiem așa prin pădure și imediat ajungem acasă. Ok, dacă voi sunteți de aici și voi știți drumul, așa să facem. Și au început repede să fugă, și-au luat hainele, s-au îmbrăcat și au început să fugă și au fugit, și-au intrat în pădure, era întuneric afară, când au ajuns în pădure era și mai întuneric, pentru că toate crăcile de la copaci nu mai lăsau niciun pic de lumină să intre în pădure, poteca aproape că nu se mai vedea și ei mergeau și deodată în spatele lor au simțit niște pași. Și când s-a uitat așa puțin cu coada ochiului, un animal mare de tot. Și Sebastian strigă, ursu! Și au luat-o la fugă. Și au fugit și ei fugeau și ursul fugea. Și ei fugeau și ursul fugea. Și tot așa fugeau și, aoleu, ce ne facem? Și ursul ne prinde și simțeau așa, parcă simțeau respirația ursului aici în spatele lor. Și ei fugeau și se gândeau că nu mai ajung o dată acasă și crăcile de la copaci tot veneau peste fața lor și tot lovea și zgâria. Și ei se gândeau că casa aia, unde este casa de nu mai ajung o dată acasă? Și se gândeau, aoleu, cum să facem noi să ajungem să nu ne mănânce ursul? Și fugeau tare și ursul după ei, și ursul după ei, și ursul. Și în sfârșit au trecut de pădure și au ajuns la marginea pădurii și casa se vedea că era acolo aproape de pădure. Și au mai respirat o dată puternic și în câțiva pași au ajuns în curte, au deschis poarta, au intrat în curte, au închis poarta, s-au rezemat de ea și au zis, am ajuns. Dar pașii aia veneau după ei în continuare și veneau după ei și veneau după ei și când au ajuns și au închis poarta, au simțit așa parcă respirația ursului în spatele lor și au zis, aoleu, n-am scăpat încă de urs și deodată au auzit, o fi fost ursul? Cine face mu? Cine face mu? Tu știi cine face mu? Văcuța. Văcuța. Da, văcuța. Era vaca lor. Vaca lor care era și ea prin pădure la mâncat și când i-a văzut pe ei i-a cunoscut și atunci a fugit după ei. Și când ei au intrat în curte, ea s-a gândit, oare de ce au închis poarta să nu pot să intru și eu? Și au zis, mu, că vrea și ea să intre în curte. Atunci când și-a dat seama că e vaca lor, au început să râdă și până s-au dus în casă, era deja întuneric și bunica i-a întrebat, de unde veniți voi acum? Noi venim de la râu. Dar ce v-am spus eu vouă? Când v-am spus să veniți acasă? Păi bunică, o să știi că, uite, ne-am jucat, că nu ne-am dat seama, că... Și n-au spus toată povestea, că era puțin rușine. Să spună că lor le-a fost frică de vaca lor. Așa ceva era. Dar acum ce vreau să vă spun? Asta a fost povestea. Eu acum vreau să vă întreb, ce ați învățat voi din povestea asta? Că este totuși un învățământ din ea. Să ascultați de mama, de tata, de bunica, de oricine este mai mare din familie și care vă spune ceva. Ce le-a spus bunica? Să fie la ce ora acasă? La ora 8. Și pentru că ei n-aveau ceas, cum să-și dea ei seama că este ora 8? Când începe să se întunece. Să se întunece, bravo, tu ai fost atent la poveste, ai fost foarte atent. Deci ăsta este învățământul. Voi, când vă spunem, o să vă spună părinții ceva, ei știu de ce v-au spus treaba asta. Ca să nu treceți prin toată frica prin care au trecut și copiii ăștia, Sebastian cu Cristi și cu Marius, că lor le-a fost frică, au crezut că s-au întâlnit cu ursul. Nici nu trăia urs acolo în pădurea aia, că era o pădure mică. Nici nu trăia ursul. Dar lor le-a fost frică și acum i-au învățat și niciodată când au mai plecat de acasă, nu au lăsat să treacă prea mult de la apusul soarelui. Înainte ca soarele să apună, ei au fost acasă. Ok, mergeți la locurile voastre. Mersi!